Aproape perfect. Aproape magic. Mulțumesc. A fost ceva după virgulă, da, puțin după virgulă, dar, mă rog, rotunjim, nu-i problemă. N-am înțeles, Dragoș, de ce... De ce te-ai aruncat la un X? Că nu jucam X și 0. Putem să intrăm în discuția asta, dar nu cred că interesează pe nimeni. Eu am o relație specială cu matematica. La fel de specială și la fel de apropiată ca relația pe care o am cu muzica. Răzbunarea elevilor de 5 la matematică. Știi cum se spune? Nu ești tu, sunt eu. Așa este. Nu e vina ta, e vina mea. Deci, doamnă, nu, e vina mea. Îți alegem. Doamna Rodica, dacă dumneavoastră la 50 de ani credeți că puteți cânta și vă face bine ceea ce faceți, eu vă felicit că ați avut curajul să veniți la România Au Talent să ne arătați asta și nu doar atât. Vă dau și un da! Andra, rezolvă puțin ecuația asta, să ieși pe plus, Andy, la sfârșit, te rog. Așa i-a tremurat vocea doamnei. Exact cum probabil mi-ar fi tremurat și mie vocea dacă m-ai fi dus acum la un concurs de matematică. Deci trebuie să insistați, să mai munciți un pic ca să scăpați de emoții. Și dacă veți scăpa de emoții, sigur veți fi mai relaxată și va suna mult mai bine. Mulțumesc! Doamnă, vă spun eu, e și multă invidie. Se adună. E multă invidie că e o breazlă invidiată asta, mai ales că se știe că profesorii de matematică sunt și extrem de bine plătiți. Stați liniștită, mergeți în păcat acasă, că nu e atât de grav. Oh, să mă vedeți pe mine pe scenă. Hai să vedem cu ce vă lăsăm să mergeți de aici încolo. Mulțumesc. De la Bobo aveți deja un da. De la mine are un da. Andra? Eu aș vrea să dau da, dar nu pot să dau da. E un nu, din patru. Aoleu, dar ce rea ești. Mulțumesc. Dragoș? Eu sunt consecvent, o să fie nu din partea mea. Ok, mulțumesc. Doamnă, ecuația e ca și rezolvată. Ne vedem, ca să zic așa, în sezonul următor, direct în sezonul următor. Vă mulțumim foarte mult, o să fiu foarte sincer cu dumneavoastră pentru prestația de astăzi, e nu și de la mine. Mulțumesc frumos, numai bine! Mulțumesc și eu! O seară bună, la revedere! Mulțumesc mult!